Am bun pentru astăzi ziua de mari mile la pariuri. Sunt etape intermediare. Italia, Fiorentina, Juventus, Fiorentina. Juventus a avut o serie bună, în ciuda egalului cu Atalanta. A avut 3 victorii destul de clare, cu Barcelona în Champions League, 3-1 cu Genoa și 4-0 la Parma. Normal, Juventus din nou se bate la titlu. Cred că lupta se va da între Juventus, AC Milan și Inter Milan. Poate și Roma, deși am văzut pe Roma cu Atalanta foarte slabă. Deci Juventus trebuie clar, ar trebui să bată, jucătorii sunt apți cam toți, Fiorentina este la pământ, are numai egaluri foarte multe, vreo 6, destule, gol average minus 8, pe locul 6, pierde de ușor, meciurile directe i-a bătut Juventus și anul trecut. Era mai făcut egal cu Sassuolo, egal cu Genoa, nu a egal cu Verona, deci n-a putut să bată la aceste echipe și am mai pierdut cu Milan și cu Atalanta în deplasare. O să joc Juventus, marchează 2 plus la cotul de 1.41. Sunt Cupa Ligii, dar nu o să joc pe Cupa Ligii, Arsenal cu Manchester City, este un meci frumos, un meci atrăgător care poate să te facă pe pariuri să pariezi cu goluri, dar acolo fiind un meci de Cupa Ligii, în campionat Arsenal ați văzut merge dezastru, Manchester City nici ei au fost extraordinari, au avut meciuri în care chinuit au bătut. Un meci din Spania, Sociedad cu Atletico Madrid. Atletico Madrid, cea mai puternică echipă acum pare din Spania, deși Real Madrid și-a revenit în ultima vreme. Real Madrid a fost cea care i-a bătut acum două etape, dar aceea a fost singura înfrângere din campionat. În rest, Atletico are vreo 8 victorii și 2 egaluri. Atletico e pe prima poziție în fața lui Real, deși sunt la egalitate de puncte. Real Madrid are 14 meciuri jucate, deci mult mai multe, iar Sociedad are 15. Atletico aici poate să meargă și cu un egal și stă foarte bine, că este favorită clară în sezonul ăsta la titlu. Sociedad nu cred că va avea forță, are o cotă de 2.40 la victoria Atletico, nu știu dacă marchează. Sociedad a fost foarte slabă în ultima vreme, a avut 3 egaluri și 2 înfrângeri, n-a putut să bată pe Barcelona, a pierdut 1-2, la Levante era pierdut. Mai făcut egalul cu Eibar, în meciul cu Alaves, țin minte, a avut un om în plus și nu a reușit să marcheze. Eu o să joc X2 pe Atletico la 1.35. În România, CFR Cluj cu Craiova, CFR-ul a arătat bine acum, după ce a fost eliminată din Europa. A bătut pe FCSB 2-0, apoi a bătut și pe Dinamo cu 2-0, dar în campionat și cu Iași o vedem 2-0. Stă bine, undeva pe locul 3, la un punct în spatele Craiovei, care a pierdut ultima etapă cu FCSB, deci FCSB i-a bătut pe Craiova 2-0 și a avut încă multe, multe alte ocazii. Craiova are câțiva jucători buni, dar mult depinde de ei, Cicăldău și poate Bancu, extrema stângă, fundaș stânga sau extremă stângă, ce-o fie. În rest, CFR-ul are o echipă organizată în toate compartimentele și normal, eu zic că CFR-ul are șanse bune aici. La Craiova, cred că CFR-ul va domina aici meciul. Finalul sezonului trecut i-a bătut CFR atunci în ultimul meci când conta pentru titlu și totuși voi paria la CFR Cluj 1 și 0.4 la cotă de 1.22. Din aceste 3 cote facem o cotă de 2.32. Asta e biletul meu pentru marți 22 decembrie. Mersi de atenție, baftă la pariuri!